Un om al străzii din Constanța a fost blocat într-o toaletă publică dezafectată. O echipă de muncitori a zidit intrarea în clădire, dar bărbatul dormea acolo. O rebună a zăcut omul captiv sub pământ și a bătut în placa de beton. Din fericire, un trecător l-a auzit și a chemat ajutoare. Placa de beton pe care se chinuie pompierii să o spargă a fost turnată în timpul zilei de câțiva muncitori. Aceștia au zidit intrarea fără să se uite dacă este cineva înăuntru. Când și-a dat seama că este captiv, omul străzii a început să facă zgomot. Da, noi l-am auzit. Se auzea bătând de acolo, ne-am dat seama că era un boschetar. Dar nu de la primărie au turnat? Nu cred, nu. Oamenii au sunat la 112. Câteva minute mai târziu, o echipă de pompieri a ajuns la fața locului ca să-l elibereze pe bărbat din cavou. Așa. Împinge ca să dăm vestiția. După aproape o oră, pompierii au reușit să facă o gaură suficient de mare pentru a-l scoate pe bărbat la suprafață. Ce, nu te grăbi, da? Singur? Cine mai ești acolo? Hai, ușor, nu mai faci. O să intre unul, stă-i. Bărbatul a fost preluat de medici, dar operațiunea de salvare a continuat. Hai să-l mă? Ia ce frumos. Trebuie să nu scoate vreo mașină. Stai aici. Ce mă și ăștia? Lasă-mă la căldură acolo. Da mă, păi cum să-i lași mă înăuntru? 7 căței au fost scoși la suprafață. Pompierii au promis că îi vor adopta și îi vor crește la unitate.